Întrebăm ca să știm, ascultăm ca să înțelegem, discutăm ca să descoperim și astfel să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Suntem prinși în întrebare și căutăm răspunsuri. Urmărește dezbaterea. E despre tine, e despre mine, e despre noi. Continuăm seria de emisiuni prinși în întrebare cu dr. Cristian Andrei, pe care l-am invitat alături de mine ca să aflu mai multe despre relațiile de cuplu și motivele pentru care ele eșuează. Domnule doctor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bine v-am găsit. Vă propun să pornim discuția de la iubire, care cred că este variabila cea mai importantă din economia unei relații. Nu am pretenția să căutăm definiții sau să prescriem rețete, pentru că e vorba de un subiect destul de complicat. Ceea ce mă interesează să aflu este diferența dintre iubire și obsesie, adică dintre o relație sănătoasă și una distructivă. Pentru că trăim într-o societate predispusă la exces și la viciu, se vorbește foarte mult despre abuzul de substanțe, de alcool, de jocuri de noroc, tulburări alimentare și așa mai departe, dar nu prea se vorbește despre dependența de excesele iubirii. Care ar fi deci diferența dintre iubire și fixație? Da, aici diferențele sunt destul de numeroase și o să mai introduc și una, care este, se pare destul de utilă în ziua de astăzi. Ea face parte din educarea oamenilor contemporani și mai ales a bărbaților. Și anume diferența între a iubi la modul general și dragostea erotică. Aceasta la rândul ei având riscurile de care vorbeați, să devină obsesivă, să devină posesivă, cum mai spun unii, să devină toxică și așa mai departe. Iubirea în sinea ei, adică iubirea față de oameni, față de copiii tăi, față de părinții tăi, față de prietenii tăi, față de domeniul în care activezi, față de persoana cu care trăiești, conviețuiești, este o iubire larg răspândită, face parte din inteligența emoțională a persoanei, face parte din personalitatea persoanei, dar și din comunitatea în care ea trăiește. Face parte din religie, din cultură, din toate interacțiunile pozitive pe care noi le avem între noi. Iubirea este atât de bine răspândită universal încât poate fi sesizată și de cățelul pe care l-ai în casă. Îl simte dacă îl iubești. Și el te iubește necondiționat în felul lui. Vă zic că asta este iubirea. Și este foarte importantă. Pentru că de la ea trebuie să plece tot. Mai ales dragostea, partea erotică. Trebuie să plece de la iubire. În momentul în care nu se întâmplă acest lucru, vorbim despre tot felul de aspecte ale erotismului. Cum ar fi ca sport, pentru că vreau un număr, cantități, intensități și fac și adicție la asta. Sau ca interes în competiția mea cu ceilalți oameni de același gen sau din aceeași categorie. Vă zic că eu am să vorbesc cu dumneavoastră astăzi având în cap această diferență între iubirea generală, pe care și copiii o simt, și dragostea de natură erotică, pe care adulții o simt într-o anumită perioadă a vieții lor. De aceea, oamenii confundă frecvent faptul că s-a dus erotismul dintre cei doi după o perioadă oarecare, cum ar fi, de exemplu, perioada înfloririi pomilor, care e limitată, și faptul că a dispărut iubirea. Iubirea nu dispare. Dacă a fost, este și va fi, ea este cu atât mai bine percepută cu cât o dăruiești. Trebuie să știi și cum să te faci iubit de ceilalți, inclusiv de copilul tău, sau de cățelul tău, sau de prietenii tăi. În schimb, ai de știut alte lucruri când vine vorba despre erotism. Și poate apucăm să vorbim despre abilitățile erotice ale unei persoane și abilitățile de iubire generală ale unei persoane. Adică ceea ce spuneți este că pasiunea și nebunia asta cu care ar trebui să înceapă de obicei o iubire trece. În schimb, iubirea nu se risipește la fel de repede precum se risipește această perioadă și este firesc, nu? Să se întâmple așa. Da. Din moment ce iubirea se folosește de atașament ca și proces psihologic, ea poate să și crească, să facă ramuri. De exemplu, îl iubești pe iubitul tău, cu care ai și dragoste erotică, îi iubești și prietenii, cu ei nu ai dragoste erotică, îi iubești părinții, da? Îi iubești cultura, domeniul de activitate, îl iubești pe el cu tot ce îl înconjoară. Adică asta cu este lumea iubirea, lui, cum ar veni, da? Cu toată lumea lui cu care vine. În acest domeniu nu poți avea eșecuri, pentru că este eminamente pozitiv. Este, este, nu este, nu este. În schimb, în erotism poți să ai eșecuri. Pentru că el este foarte poluat în ziua de astăzi.
Erotismul este poluat de multe interese, de partea materială, de ambiții și atunci cu ușurință poți să ai eșecuri în erotism. Și să confunzi. Și să confunzi, bineînțeles. Ceea ce duce foarte des la dezamăgiri. De exemplu, sunt oameni care practică erotismul cu cineva doar pentru că au o problemă de atașament, de exemplu, se tem să nu fie abandonați. Se tem să nu li se sfârșească viața în singurătate, de exemplu. E o problemă pe care tu încerci să o rezolvi prin cuplu erotic și nu merge. Da? Sau încerci să ai succes în societate folosindu-te de dragostea cuiva pentru tine sau a ta, pentru acea persoană, te afișezi și așa mai departe. Nu merge. De aceea apare la scurtă vreme, după ce ai avut nunta cu mult tamtam mediatic, apare și divorțul cu mult tamtam mediatic, pentru că, de fapt, despre asta era vorba. Da, de atenție, de, exact. Nu știu, sentimentul de putere. Exact. În continuare, aș vrea să vorbim și despre lipsa de iubire, care cred că și ea este un viciu. Sunt foarte multe persoane care afirmă că sunt indisponibile emoțional, da, care nu vor să se îndrăgostească sau să se implice afectiv în relația cu ceilalți. De ce fugim de iubire sau mai degrabă fugim de altceva? Iarăși se pune această problemă dihotomică. De fapt, când tu spui că ești indisponibil emoțional, ești indisponibil să iubești orice și pe oricine, să ai drag de ființe, de exemplu, sau de fapt ești indisponibil în a dezvolta un atașament față de cineva fiindcă ți se pare că îți pierzi libertatea, de exemplu, sau pentru că ți se pare că pici de fraier dacă faci asta, că ești un om slab. Și aici, bineînțeles, că intervine problema inteligenței emoționale, despre care se face atât caz în ultima vreme. Ea nu este... Inteligența emoțională nu ar trebui privită ca fiind un machiaj al femeilor cu care bărbații nu se machiază. Inteligența emoțională este și ea necesară și bărbaților și femeilor. Este destul de bine reprezentată la copii, de exemplu, un copil de grădiniță este mai inteligent emoțional decât un bărbat care cântă la pian sau care are succes cu femeile. Pentru că acel copil nu a fost deziluzionat de relații. El nu a fost încă rănit astfel încât să renunțe și să înghețe pe dinăuntru. El iubește necondiționat și ca atare inteligența lui emoțională este foarte activă. Plânge dacă are de plâns, râde dacă are de râs. Asta înseamnă inteligența emoțională. Exprimă emoțiile pe care le simte la momentul respectiv. Are empatie față de alte ființe. Poate fi influențat. Este reversibil în ceea ce simte. Și asta fac parte din inteligența emoțională. În plus, copilul știe să pună acord între ce simte și ce face. Da? Lucrurile astea de multe ori se pierd la vârsta adultă și primii care pierd lucrul ăsta sunt bărbații care sunt învățați să intre în competiție între ei și să nu arate emoția pentru că ar însemna că sunt slabi în fața altor bărbați. După care încep să mai fie slabi în fața femeilor și după aceea uită pur și simplu să-și exercite iubirea. Și atunci avem un bărbat cu handicap care, bineînțeles, că își pune problema relațiilor din cu totul alte motive decât din iubire. Dar se poate să ne păstrăm cumva această inteligență emoțională, să ne păstrăm prospețima chiar și în urma unor dezamăgiri? E da, posibil? Este deci posibil. Nu e un lucru... Dacă tu continui negativ. Să... Da, dacă tu continui să dai atenție copiilor din jurul tău, celor care sunt purtători de inteligență emoțională de plină, dacă tu continui să te întâlnești cu prietenii tăi și să le povestești lucruri despre tine, dacă tu continui să faci gesturi frumoase pentru oamenii din jurul tău, nu vei fi atât de afectat de pierderea erotică, de eșecul erotic de care începusem să vorbim, ca și cum ai pierdut tot pe lumea asta pentru că ai pierdut această relație erotică. Până la urmă, mi se pare că ideea aceasta că vulnerabilitatea e slăbiciune este una greșită, pentru că ești cu atât mai puternic cu cât îi dai celuilalt puterea de a te răni, totuși având încrederea că nu o va face până la urmă. Da. Se poate trăi bine fără iubire? Nu, nimeni nu a trăit vreodată bine fără iubire, pentru că unul dintre rosturile iubirii este să faciliteze relațiile între oameni și calitatea vieții. Ea este, cum o descria Harari în Homo Deus, în cartea lui celebră, o scurtătură a tuturor gândurilor și planurilor noastre. Adică este ceva care se desfășoară rapid și foarte eficient. Sentimentele, categoriile emoționale pe care oamenii le au nu sunt inutile, cum cred mulți.
ca să scap de ele. Ele sunt extrem de importante pentru a crea atmosfera între noi, pentru a transmite mesaje foarte rapide și pline de conținut, pentru a ne motiva să trăim. Un om care nu trăiește în iubire și nu-și folosește inteligența emoțională este un om care nu prea mai are pentru ce să trăiască după o vreme și ajunge la noi, la Institutul de Relații Umane, în terapie. Chiar aseară am avut un tânăr în felul ăsta. El nu a simțit iubirea familiei lui, s-a hotărât să nu acorde familiei lui iubirea, a plecat și a venit după un scurt timp, de ca să se facă bani, a venit după un scurt timp spunând că nu știe pentru ce trăiește și că trebuie să afle. Deci acesta este efectul iubirii ca o vitamină de care nu ai parte și atunci își face efectul în timp. Da, pe de o parte el a conștientizat lipsa asta de sens, pentru că sunt persoane care cred că trăiesc mult timp încercând să-și canalizeze energia către orice alt tip de activitate, fără să recunoască, să-și recunoască lor înșiși pentru început, că lipsa iubirii e fundamentală până la urmă. Sunt mulți oameni care își folosesc, de exemplu, capacitățile emoționale nu ca să simtă sau să producă iubire în jurul lor, ci ca să producă teamă, de exemplu, sau ca să simtă teama. Și așa se explică de ce avem enorm de mulți oameni cu atacuri de panică în ziua de astăzi, cu anxietate generalizată. Sunt oameni a căror minte și al căror corp au nevoie să simtă. Și pentru că nu știu să simtă ceva frumos și nu au împrejurările pentru asta, oricum trebuie să simtă ceva, golul acela trebuie umplut și simt frica. Simt groaza față de ceva nedefinit. Tot simt ceva. Da, nevoia de a simți nu poate fi îngrădită, absolut, dar dacă noi ne tot punem o predică și ne gândim că iubirea nu e ceea ce ne trebuie, nu facem decât să ne provocăm niște stări mai puțin plăcute. Apropo că vorbeam și despre dragostea erotică. Noi trăim astăzi într-o societate puternic sexualizată. De la publicitate, la artă, la postările care inundă rețelele sociale și accesul foarte ușor la pornografie, toate astea au dislocat sexul din sfera privată și l-au mutat în sfera publică. Această eliberare sexuală ne alimentează convingerea că sexul înseamnă satisfacerea imediată a unei nevoi și că nu implică angajamente sau mai mult decât atât sentimente. Ne afectează în vreun fel pe termen lung sexul ocazional cu multipli parteneri bunăstarea emoțională? Dat fiind faptul că el conține plăcere și oamenii sunt foarte receptivi din punct de vedere hedonic, practic scoarța cerebrală are această proprietate de a amplifica tot ce este hedonic, adică ce ține de principiul plăcerii, mustește de hedonism scoarța cerebrală, dopamina este peste tot în creierul nostru, ca atare suntem destul de vulnerabili în fața plăcerii de natură sexuală. Peste asta se suprapune satisfacția de natură sexuală, care înseamnă, uite, ea a mea nu este a celuilalt, iată, am avut o performanță, mă interesează ce cred ceilalți bărbați despre mine și în felul acesta am cultiv senzația de succes. Vă să zic că avem succes și eșec față de aspectele cantitative ale sexualității. Și bărbații cad foarte ușor în această capcană, pentru că bărbații sunt ființe cantitative. Femeile mai puțin? Femeile mai puțin. Dacă asculți discuțiile dintre bărbați și discuțiile dintre femei, ai să vezi că între femei există categorii emoționale. Ce mult îmi iubesc copilul, cât de frumos este acolo, simt asta, simt cealaltă, în timp ce bărbații spun, am atâția cai putere la mașină, am băut atâtea beri, am avut atâtea femei până acum, nici nu îl interesează cum le cheamă, dacă există diferențe între ele, îl interesează numărul. Și această goană cantitativă a bărbaților în competiția dintre ei deformează foarte mult capacitatea lor de a iubi, pentru că a iubi înseamnă și a rămâne nelimitat în preajma celui iubit. Înseamnă a-i crea celuilalt dispoziția de a rămâne lângă tine, pentru că îi place, pentru că e nutritiv. În schimb, dacă tu alergi după performanță, trebuie să schimbi repede scenariul, locul, persoana, ca să vină următorul sau următoarea. Iar acest lucru are legătură și cu profilul de consumator al omului din ziua de astăzi. Noi schimbăm pantofii și ciorapii. Mai cârpește cineva ciorapii astăzi? Nu, totul se aruncă și se cumpără ceva. Dacă nu cârpești ciorapii, pare că nici cuplul nu-ți mai vine să-l cârpești vreodată.
Și atunci schimbi, arunci, pentru că se produce mult, pentru că de fapt se vinde mult și oamenii se vând emoțional la ora actuală, destul de mult. Din păcate și femeile știu să facă asta pe scară largă. Și bărbații consumă. Da? Și femeile consumă. Au început să consume și copiii. Și așa ne trezim cu adolescenții care consumă relații, interacțiuni pe internet fără să știe detalii și fără să îi intereseze identitatea cuiva, calitățile de conviețuire ale cuiva, frumusețea unor momente care ar putea să vină. Timpul este foarte scurt. Da, e foarte interesant că ați adus în discuție grija față de lucruri, pentru că eu m-am gândit totdeauna că modul în care ai grijă de lucrurile tale este și modul în care vei îngriji relația cu ceilalți. Da. Nu? Atenția pe care o acorzi, timpul pe care îl investești preocupându-te de asta, va reflecta da. Și modul în care Absolut. Au loc interacțiunile cu ceilalți. Absolut. Chiar citeam undeva că în actul erotic, cumva, nu este atât de important sexul în sine, cât este vorba de perioada care vine după acest moment, când cuplul de obicei continuă să stea împreună, când se țin în brațe, când sunt momente de tandrețe. Da. Și de asta mă gândeam cumva că aceste momente pe care le petrecem ocazional cu diversi parteneri, cumva rup ceva în noi, pentru că nu se termină așa cum ar trebui. Absolut. Dacă vrei să știi cine ești pentru partenerul sau partenera ta, observi cum se poartă acea persoană după ce ai făcut dragoste cu ea. Și atunci vei vedea cam cine ești sau unor ce ești. Pentru că omul este detașat de furtuna hormonală de dinainte de apropiere și atunci se vede că a avut sau n-a avut nevoie de tine. Că, sau că putea să fie oricine altcineva. Da, că, tot, că este necondiționat, se condiționat totul. Că dintr-o dată ai devenit nimic după ce ai fost totul și atunci trebuie să te pună pe gânduri. Și nu este cazul să te amăgești că va mai veni iarăși un moment când te dorește acea persoană și totul va fi frumos pentru că pe ansamblu nu te alegi cu nimic. Deci, într-adevăr, cum spuneți, postludiul este maxima sinceritate a celor aflați în cuplu. Da. Și eu chiar am curiozitatea asta, oare de ce fugim astăzi atât de mult de angajamente și ni se pare că e mai benefic să sărim așa de la un partener la altul? Bine, spuneați că se întâmplă mai des în cazul bărbaților, dar eu astăzi văd că se întâmplă cumva destul de frecvent și în cazul femeilor. În cazul femeilor se întâmplă un pic diferit față de bărbați. Da, toată lumea vorbește despre tendința bărbaților de a trece de la o femeie la alta, dar există și tendința femeilor de a se lupta cu propriile sentimente ca să nu se fixeze cumva de cineva și să sufere dacă se despart. Ca atare vei vedea că există o sumedenie de femei care evită să-l cunoască pe bărbatul care au oarecare interacțiune, evită să se implice în interacțiunea cu el și până la urmă ajung să semene cu un fel de bărbați, așa. Acordă atenție carierei, le scade numărul de prietene și de prieteni și atunci ele simt că s-au protejat de complicații, dar de fapt li s-a sărăcit viața. Da, e o situație destul de tristă, nu-i așa? Este tristă când o privești din afară. Persoana respectivă nici măcar nu percepe ce se întâmplă cu ea. Dar, până la urmă, constată că această sărăcie a vieții o împiedică și să mai găsească pe cineva. De exemplu, își pierde încrederea în posibilii parteneri, de exemplu, sau în persoanele pe care putea să le iubească. Și mă întreb de ce, dacă tu ți-ai pierdut erotismul cu cineva, consider că ai pierdut tot. Pentru că nu este adevărat. Adică și această meteahnă foarte răspândită în spațiul nostru românesc și anume să îți devină dușman cel cu care te-ai iubit înfocat niște ani de zile, arată că e ceva fals undeva în relația aceea. Și în educația persoanelor respective implicate și în inteligența lor emoțională. Pentru că nu se poate să uiți... Nu se poate să uiți atingerile frumoase, emoțiile avute cu persoana aceea, faptul că o considerai o persoană frumoasă și deșteaptă și dintr-o dată începi să vorbești urât despre acea persoană. Da, înțeleg că dacă ești atât de pornit împotriva acelei persoane, înseamnă că încă mai e ceva cu ea. Da, dar noi nu prea știm să ne despărțim. Asta e da, problema. Nu știm să conviețuim și în despărțire, nu știm să conviețuim în comunitate, în familie, în mediul profesional.
Întoarcem totul, când pe o față, când pe alta. Suntem destul de suspicioși, ca și cultură românească. Și unor și isterici. Adică, puțină lume știe, de exemplu, că rata de tulburare de personalitate histrionică între bărbații din România tinde să se egalizeze cu cea a femeilor și că este mult mai ridicată decât în civilizațiile occidentale, de exemplu. Deci o chestie de natură culturală. Da. Nu? Adică bărbații din țara noastră nu reușesc să devină altruiști, să se dedice comunității sau celorlalți. Ei devin, asta se vehiculează ideea de narcisist. Îți face abuz de acest termen. El nu înseamnă neapărat că vorbim aici de un bărbat egoist. Dacă bărbatul este egoist, nu e narcisist, este mai degrabă histrionic. Pentru că egocentrismul este o proprietate pe care o au toți copiii. Asta toți am fost e o formă prin care nu ne maturizăm până la exact. Capăt. Acel bărbat nu s-a maturizat, vrea să primească inclusiv atenție. El nu se manifestă colorat ca o femeie, dar devine destul de instabil emoțional și de demonstrativ. Dă cu pumnul în perete, se dă victimă, țipă și așa mai departe. Aceste elemente ale histrionismului. Da? Și astfel vom întâlni foarte mulți bărbați isterici în România. Nu prea se vorbește despre asta. Singura lor soluție este să se maturizeze. Da, pentru că asta cred că e o problemă care devine cu atât mai periculoasă în momentul în care apare un copil în cuplu, când bărbatul începe cumva în mod firesc să primească pentru o perioadă de timp mai puțin atenție, nu? Exact. Foarte bună observație. Histrionismul bărbatului și imaturitatea lui iese la iveală când el se manifestă ca unul dintre copiii partenerei lui, este gelos pe copilul lui, este îmbufnat că nu primește atenție. Bărbații pot să aibă instinct matern, nu numai instinct patern. Diferența între cele două este esențială. Instinct patern înseamnă să recunoști că acest pui este al tău și să nu-i faci rău. Atât de ingrat este instinctul patern. Este un fel de instinct de drept de autor. Ăsta e de al meu. Okay? Dacă e de al altuia, de exemplu, m-am căsătorit cu o femeie care are un copil făcut cu un alt bărbat, mă port urât cu acel copil, dar mă pot frumos cu copilul meu. E un fel de gelozie. Așa îmi cere instinctul patern. Este un instinct. Ei bine, există și bărbați cu instinct matern. Pe lângă cel patern, adică acei bărbați care iubesc puii, care sunt capabili să intre într-o relație cu o femeie care are copiii altui bărbat și să iubească la fel de mult, care sesizează vulnerabilitatea cuiva și nu se bucură de ea. Aceștia sunt bărbați foarte valoroși și, din păcate, sunt văzuți ca fiind slabi. Da, adică cum fraier. Să primești tu copilul altcuiva. Exact. E. Și de multe ori sunt văzuți fraieri și de femeile din jurul lor. Adică de, știu și de mamele lor care spun: tu te însori cu aia care are doi copii? Păi de ce ești așa fraier? Dar era instinct matern, se înțelege bine cu acei doi copii, se joacă cu ei. Asta nu înseamnă că nu e în stare să mai facă și alți copii cu acea femeie, dar îi se reproșează această maternalitate. Însă acela este un bărbat de foarte bună calitate, de obicei. Da, e ciudat cum noi interpretăm gesturile astea de sensibilitate și noblețe interioară ca fiind forme de slăbiciune. Da. Și așa îi determinăm pe cei care cumva încă le mai simt, ușor, ușor să încerce să-și înnăbușe absolut, aceste da. Trăiri. Bărbații, se spune că bărbații nu plâng, da? Dar cu siguranță ei au emoții. Ceea ce fac în loc să plângă este că se enervează și devin agresivi. Exact. Adică, practic, mare parte a agresivității bărbaților care este atât de mult înfierat în societate, că violență domestică sau că violență stradală, este de fapt emoționalitatea bărbatului pe care el nu o poate pune corect într-o inteligență emoțională, o manifestă agresiv, defensiv, este defensiv atunci față de ceea ce simte. Dacă l-ajuți pe bărbat să conștientizeze ce simte și să armonizeze cu faptele lui ce simte și să comunice ce simte, nu mai este agresiv. De aceea, de exemplu, intri într-o cârciumă, într-o comună din România și pe la 7-8 seara vezi foarte multe femei. Și anume, bărbații din sat care au băut, alcoolul le dezinhibă capacitățile emoționale și în sfârșit vorbesc. Și nu mai e o rușine să fii tandru. E o vorbărie acolo între ei, parcă zici că ai intrat într-un coafor cu femei. Plâng, râd, zgomotos, se pupă între ei. Exact. Da? Bărbații care ziceau că nu, că eu sunt bărbat, eu nu am sentimente. Nu manifest, da? Sau eventual nici nu am. Da. Așa se explică de ce
bărbații consumă în mod tradițional mai mult alcool decât femeile, pentru că au nevoie de acest medicament să se dezinhibe puțin și să fie și în sfârșit femei. Interesant lucru. Aș vrea în continuare să vorbim un pic și despre aplicațiile de dating, pentru că astăzi pare mult mai firesc să-ți cunoști partenerul online decât prin intermediul cuiva din grupul de prieteni sau la o petrecere. Cumva, în viața reală, lucrurile necesită timp și efort, nu se întâmplă în viteză. Iar aplicațiile acestea de dating au devenit cu atât mai utile, cu cât ne pun la dispoziție un număr nesfârșit de parteneri, dintre care putem să alegem pe cei care ne plac și ne și alimentează convingerea că poate oricând să apară cineva mai bun dacă nu ne oprim din căutare. Ce efect are utilizarea aplicațiilor de dating asupra felului în care ne raportăm la ceilalți și la relații? În societate avem servicii de alegere a animalului de companie dintr-un pet shop, servicii de adopție a copiilor, pe care uneori avem tendința să-i alegem. Da, ca dintr-o vitrină. Și de ce nu ar fi apărut și servicii de alegere a unui partener dintr-o vitrină? Okay? Ca efect al acestui rol de consumator pe care îl are omul la ora actuală, el are pretenția să îi se ofere alternative, să aleagă să plătească pentru asta și în cel mai scurt timp să consume acel ceva sau pe acel cineva. Atare, tendința generală pe care o femeie când intră pe un site de dating este că ele sunt așteptate ca marfă. A intrat, dintr-o dată sar pe doamna sau dumneavoastră respectivă o sumedenie de bărbați care încearcă să... Da, să convingă. În mod invariabil, bărbații cam același lucru caut acolo și anume să obțină partenere facile. Femeile însă nu vor acest lucru. Ele vor să primească o confirmare că sunt interesante, că cineva le acordă timp, că cineva este atras și va continua să comunice cu ele. Și este o continuă neînțelegere. Uneori se poate întâmpla, aproape accidental, ca acel bărbat să fie emoționat de atitudinea acestei femei care știe să-și și atragă, dar nu se grăbește. Și atunci el apucă să o cunoască. Și din acest ritual al folosirii erotismului și a atracției pentru a te arăta ca persoană, pe care unele femei știu să-l facă, bărbații încep să simtă și ei, încep să vrea ceva mai durabil și da, un astfel de site poate să producă și relații durabile. Dar în bărbat există frecvent această carență, adică nu orice bărbați intră aici. Intră acei bărbați care nu au cunoștințe despre ce este o femeie. Okay? Și de aceea în cartea aceasta, Harta Femeii, pe care am scris-o recent, îi învăț pe bărbați, mai ales pe cei misogini, cum să perceapă corect ființa anumită femeie, cum să o cunoască și cum să fie fericiți lângă ea. Ce au de făcut ca să fie ok lângă ea? Și este uimitor că ei nu știu. Vorbesc cu băieții de liceu și cu fetele de liceu în fiecare săptămână, în anul școlar. Și este evident că băieții privesc fetele ca fiind niște monștri tenebroși plini de radiații numite sentimente. Așa periculoase le percep? Că se iradiază dacă se influențează sentimentele fetelor. Da? Asta e o chestie care se învață în familie, cumva? Da. Are legătură foarte mare cu inteligența emoțională de care vorbeam, cu cantitatea de atingeri din familie, cu ritualurile de a mărturisi ceea ce simți în familie, cu punerea în opera a ritualurilor emoționale frumoase, cum ar fi, de exemplu, să celebrezi ziua de naștere a cuiva. Păi știți că în mediul rural din România aproape 70% din familii nu celebrează ziua cuiva. Serios? Nu știam că așa de mulți... Păi celebrează sfinții. De-abia așteaptă să nu se ducă la muncă, că e nu știu ce sfânt, e zi liberă. Dar când e vorba de soț, soție, cu copiii mai merge uneori. Și de părinți, pur și simplu, nici nu știu care e data de naștere. Acest lucru îi determină să treacă prin viață doar cu reproșuri, doar cu conflicte. Da, pentru că se îndepărtează foarte tare unii de alții. Bineînțeles. Și atunci nu se va dezvolta inteligența emoțională în care tu îți propui să-i faci o bucurie celuilalt. Te preocupi 2-3 săptămâni să găsești ceva care să-l emoționeze frumos pe celălalt. Și bineînțeles că mai târziu un cuplu se va vedea asta. Pur și simplu nu-l percepe emoțional pe celălalt.
Deci pentru copil e important, pe de o parte, să se manifeste afecțiune față de el din partea părinților, dar să vadă și între părinți, nu, forme de manifestare a afecțiunii, ca să învețe și cum să se comporte ulterior când se maturizează și va intra într-o relație, dar să fi învățat și să simtă iubirea venind dinspre părinte către el, nu? Și așa vom avea oameni care în cuplu manifestă reciprocitate. Altfel, vom avea o sumedenie de cupluri cu handicapul acesta de dezechilibru. Unul iubește și e fraier și celălalt profită. Foarte frecvent se întâlnește în cultura românească și probabil că în ultima vreme, datorită emancipării femeilor din societatea noastră, care sunt realmente, după părerea mea, cea mai bogată resursă a României, femeile din România sunt cea mai bogată resursă a țării, au început să aibă serviciu, au început să vorbească, au început să intre în funcții de demnitate publică și acest lucru începe să se cunoască. Okay? Și atunci încep și ele să ceară reciprocitate. Dar, din păcate, acest lucru este dublat de o criză a bărbaților din România. În loc să se păsteze și undeva sus, ei se ducă în jos. Dar se efeminează, am observat asta din ce în ce mai mult. Și nu prea îmi dau seama cum poate o femeie să fie atrasă la un bărbat de niște caracteristici pe care ar trebui să le prezinte ea. O îngrijire excesivă a înfățișării care cumva... Din cauza acestui parcurs divergent, adică femeile urcă și bărbații coboară, a apărut, de exemplu, portretul femeii castratoare. Este percepută ca fiind o femeie agresivă care identifică defectele bărbatului, preia conducerea în cuplu sau în familie, bărbatul este și mai intimidat de ea, ea face lucrul ăsta pentru că are niște copii sau are niște idealuri în viață și vrea să le pună totuși în practică, el este din ce în ce mai incapabil comparativ cu ea și bineînțeles că este prost. De asemenea, a apărut ceea ce se numește bărbatul pasiv-agresiv, și anume este soțul femeii castratoare, care este din ce în ce mai inhibat, mai nesigur pe el, dar în același timp a fost educat să domine femeia și ce face? Bea seara sau bea pe drumul dintre serviciu și casă ca să prindă curaj și din blec devine agresiv. Așa, niște răbufniri din acestea exact. Foarte violente. Disproporționate. Și iată, avem cuplurile acestea care conțin după o vreme o soție castratoare și un soț pasiv-agresiv de la care copiii nici n-au ce să învețe. Pentru că atmosfera este dezastruoasă în familie. Și doar ajung să perpetueze un model disfuncțional. Bineînțeles. Apropo de reciprocitate, de curând citeam un articol și am dat peste un termen pe care nu l-am auzit până acum, de micro-infidelitate, care se referă la faptul de a interacționa în mediul online, nu știu, fie pe aplicațiile de dating sau pe rețelele de socializare, cu alte persoane și voiam să știu ce ne transmite partenerul nostru când face asta și dacă e în regulă să acceptăm un asemenea comportament. Era inevitabil să apară micro-infidelitatea pentru că din moment ce în telefon s-au transferat mai toate ritualurile de relaționare și de comunicare între oameni, ceea ce pe vremuri se desfășura mergând prin parcul orașului sau mergând în centru, în piață, în agora, la plimbare și atunci până și Caragiale descria acea scenă, într-o scenă de-a lui cum un tip s-a uitat după o doamnă, domnișoară care era cu o doamnă și era căsătorită și ce scandal se putea ivea în spațiul acela public, acum spațiul s-a mutat pe internet. Și bineînțeles că începe să existe gelozia față de asta. De fapt, cel care se uită și dă inimioare sau, mă rog, like-uri cuiva, consideră că nu face cine știe ce, că este intimitatea lui, telefonul este un fel de prelungire a gândurilor lui. La care nu are nimeni acces. Adică mie cine poate să-mi interzică să mă gândesc la o tipă și să o doresc. Da? Poate preotul pe vremuri, da? Dar asta nu mai interzice nimeni. Ca atare este dreptul meu și să dau inimioare pe telefonul meu. Însă partenera observă pe telefon inimioarele și atunci ea este cea care poate să spună că e afectată sau neafectată, de cel mai multe ori este afectată. Da. Se simte ca o trădare cumva. Dacă e nu ca se și cum el s-a uitat după femei pe stradă. Da? Nu se simte bine că a descoperit acest lucru. Ea îi deblochează telefonul și arată, uite, vezi, i-ai dat inimioare azi noapte, când trebuia să dormim unul lângă altul. Și pus la perete de evidența incontestabilă, bărbatul devine agresiv, ce cauți în telefonul meu?
Nu e supărat că a făcut ce a... Nu-și cere scuze, nu se simte vinovat, este revoltat pentru că a fost prins și a fi prins înseamnă o constrângere. Nu mai e grad de libertate. Intră în funcțiune sistemul limbic care înlocuiește fuga cu atacul. Ca o pisicuță care e înghesuită la perete, începe să zgârie. Chiar dacă câinele este de 10 ori mai mare. Deci avem în noi acest instinct de a deveni agresivi când nu mai avem alternative. Și de aceea, demersul tău de soț sau soție de a-l obliga pe partener să mărturisească că te-a înșelat, că s-a gândit, că s-a uitat, că a fost cu nu știu cine în trecut, va genera întotdeauna agresivitate și trebuie evitat. Mai bine te uiți în ce constă relația ta acum cu acest om. Te uiți la calitatea relației tale cu acest om dacă te privește în ochi, dacă te ia în brațe, dacă zâmbește când intră în cameră, dacă te caută din priviri. Și atunci vei ști cum stau lucrurile. Nu trebuie să-l verifici în telefon, să afli dacă umblă cu una sau nu. Vezi dacă mai umblă cu tine. Exact, deci cumva e mai degrabă un indiciu al faptului că relația nu mai merge dacă vreunul dintre parteneri ajunge să facă lucrurile astea. Și atunci, exact, în loc să acuzăm, mai bine încercăm să reparăm. Și dacă nu merge să reparăm, atunci putem să renunțăm oricând. Mm-hmm. Nu? Mai ales că în ziua de astăzi a renunța sau a te despărți, inclusiv a te divorța, nu înseamnă ceva negativ neapărat. Și o spun chiar dacă risc, spunând asta. Noi la Institutul de Relații Umane avem oameni care spun: m-am dezvoltat, am carieră, am cultură, am vocații, am un nou set de prieteni, am un job foarte interesant. Sunt altcineva. Trăiesc o nouă viață. Nu mai sunt cel care eram când m-am îndrăgostit de soțul sau soția mea. Iar acest lucru pentru el este un lucru îmbucurător. M-am dezvoltat. Din păcate, partenerul sau partenera nu s-a dezvoltat. Trage înapoi să fie cum a fost. Și nu mai are cum să fie cum a fost. Și atunci, bineînțeles că se face această divergență de cuplu pe baza unui lucru pozitiv și te gândești că, da, până la urmă o să se despartă și așa se întâmplă. Ce poți să faci este să încerci să-l ajuți și pe celălalt să se dezvolte, ca să existe această reciprocitate. Dar, din păcate, celălalt este doar conservativ, este panicat, cum spuneam, trage înapoi să de partenerul dezvoltat, da? Ce cauți tu la serviciu, cauți pe cineva pe acolo, te-ai schimbat în rău, când de fapt persoana aceea s-a schimbat în bine. De aceea, în ziua de astăzi, cuplurile nu mai sunt ceva conservativ, ele trebuie să fie ceva dinamic și trebuie să spui serios problema de a te dezvolta împreună cu celălalt. Apropo de asta, chiar urma să vă întreb, că vorbim foarte mult despre efervescența și emoțiile cu care începe o iubire, dar nu vorbim și despre momentul când se termină. Și sunt foarte multe cupluri care continuă să rămână împreună într-o situație ca cea pe care ați expus-o, cu toate că în relația lor nu a mai rămas nimic frumos. De ce sunt oamenii incapabili să termină o relație care le face rău? În primul rând pentru că există un mecanism numit atașament. Adică, practic, conviețuiești cu cineva, ai momente frumoase cu acel cineva, ai și momente urâte cu acel cineva și puțină lume știe că certurile dintre cei doi care nu se despart creează și mai mult atașament. Chiar dacă îl urăști pe celălalt și zici că de-abia că vrei să te desparți de el, la un moment dat aceste conflicte și aceste tensiuni sunt cel mai intens lucru din viața ta. Ca atare, tu observi că un altul sau alții sunt plictisitori pentru tine comparativ cu asta. Nu vrei să te ceri numai cu el. Și rămâi. Da. Deci așa se creează atașamentul și din lucruri negative, nu doar din lucruri pozitive, cum crede lumea. Și așa se explică de ce continuă așa zisa relație toxică, în care, de exemplu, există mult sex care e intens și multe certuri care sunt urâte. Dar mai există, în afară de vechiul motiv, avem copii, cum să ne despărțim. Da. Din păcate, acest lucru a fost înlocuit în ultima vreme cu următoarea afirmație. Avem un împrumut la bancă. Am cumpărat amândoi o casă sau avem o afacere împreună. Cum să o desființăm? Da, te leagă pe vecie. Da. Și atunci banca a devenit preotul din vechime. Preotul din vechime nu te lăsa să desparți, că ai jurat în fața lui Dumnezeu. Banca astăzi nu te lasă să te desparți, că ai un contract cu clauze și trebuie să-l onorezi. Ca atare, tu trebuie să stai acolo și să plătești.
Poate se pare ironic sau cinic ce spun. Da, mi se pare, dar e foarte actual. Realitate. Da. Okay? Și atunci, bineînțeles că te vei trezi că în adâncurile lor oamenii au niște interese și de-aia nu se despart. Și lucrul ăsta e cu atât mai dăunător, nu? Adică dacă ne gândim că rămânem ok pentru copii, să rămână copiii într-o căsnicie din aceasta plină de nefericire, da, îi determină să se dezvolte și mai nesănătos, da, pe termen lung. Și apropo despre, să spunem, oamenii care nu aleg să se despartă, astăzi este destul de la modă, a început chiar și pe la noi, să ai o relație deschisă, una care asumă așa o conexiune emoțională exclusivă, dar nu și una fizică. Ce riscuri implică un asemenea tip de relație? Relațiile deschise sunt practic niște despărțiri care, din anumite interese, cum spuneam, nu se pot pune în practică, concret, cu domicilii separate, de exemplu. Nu degeaba, majoritatea relațiilor deschise sunt practicate de cei care au bani, de cei care au afaceri, cum spuneam, și nu-și permit să-și le demonteze. Ca atare, cuplul s-a desfăcut, dar din interes mai stăm împreună, să nu ne facem de râs, să nu este cancanul la adresa noastră, să nu pierdem bani. Și atunci convenim că fiecare își găsește pe cineva. Dar bineînțeles că aici de multe este dublu standard. Bărbatul își permite să găsească pe altcineva, dar deși o spune, nu e de acord ca soția lui să-și găsească pe altcineva. Mai mult decât atât, din păcate, există următorul mecanism. În nevoia lui de a avea totuși un simulacru de cuplu, bărbatul a început să-i propună soției să mai vină încă un bărbat în pat cu ei. Un bărbat sau o femeie? Încă un bărbat. Femeia cu încă o femeie a trecut. Ah. A fost și asta. Dar acum este încă un bărbat. După ideea că el are nevoie de niște prelungiri, de un instrument care să-l facă să se simtă bărbat în continuare. El are nevoie să vadă care e impact asupra femeii lui și are nevoie de o proteză, care este celălalt bărbat. Și uite așa, din ce în ce mai multe cazuri la ora actuală sunt cu soții cărora le se propune așa ceva. Foarte multe acceptă, în speranța că soțul lor va fi mulțumit. Că vor rezolva problemele. Da. Și cel mai frecvent dezvoltământ este că acea doamnă, până la urmă, se fixează pe celălalt bărbat. Care e cel mai pasional, că ea e nouă pentru el și atunci se cam strică înțelegerea. Dar spun acest lucru pentru că vreau să fim conștienți. În ce stadiu am ajuns cu relația de cuplu în conjunctură cu banii, de exemplu, interesele de natură materială. Și deci relațiile deschise de fapt sunt niște relații închise într-o incapacitate pe care nu o poți rezolva pentru că ai niște interese. Da, bine, chiar am auzit recent ceva care pe de o parte m-a amuzat, pe de altă parte m-a întristat. Afirmații de tipul sunt căsătorit, căsătorită, dar nu mai sunt într-o relație. Adică se întâmplă foarte des. Nu ne înțelegem bine. Bărbatul acela care își caută o amantă și prima frază este: nu mă înțeleg cu soția mea, nu mai avem nimic în comun. Ca atare, el figurează ca fiind liber. Însă, acest lucru este și o rămășiță a faptului că oamenii au fost obligați să stea în cuplu. Da, pe vremuri, din pricina opiniei publice, nu se despărțea mai de teamă. Exact. Și iată că avem această divergență mare de concepție asupra familiei la ora actuală, tot așa între femei și bărbați. În continuare, pentru o femeie, a avea familie și copii cu un bărbat pe care să-l iubească este un ideal, o împlinire. Dar, din păcate, pentru bărbat a devenit o catastrofă la adresa libertății lui. De altfel, această percepție privind libertatea este foarte diferită. Pentru bărbați, libertatea este ceva foarte frumos. Este unul dintre scopurile vieții, să fii liber de acțiune, să alegi, să iei, să faci să fie a ta, sau, da? Să cucerești, să te poți mișca. Pentru femeie, libertatea înseamnă abandon. De foarte mult. Înseamnă și eu ce mai fac acum. Sunt liberă. Mai de capul meu, sunt singură. Nu știe încă ce să facă cu libertatea femeia, deși a început să cocheteze cu ea, dar nu are conținut încă. Și de aceea, probabil că dacă femeile din ziua de astăzi vor învăța să-și caute libertățile, să-și le exercite, măcar parțial sau simbolic, atunci bărbaților vor fi mai atenți la ele. Pentru că o femeie cu adevărat liberă în ziua de astăzi devine foarte interesantă. Dau un exemplu. Să spunem că tocmai ai cunoscut un tip,
Ok? Ai corespondat puțin cu el, el a dispărut, are libertatea de a dispărea. Dacă pe mine mă întreabă acea domnișoară de ce a dispărut, îi spun, stați niște că n-ați greșit cu nimic, probabil că are alternative. Da. Ok? Alternative înseamnă libertăți. Și atunci dacă ea învață să comunice cu un tip, să se lase puțin atinsă de el și după aceea să dispară ea, atunci se întâmplă un lucru miraculos. Acel individ începe să o respecte pentru că vede că ea știe ce să facă cu libertatea, nu merge în linie dreaptă spre o dependență de el. Și astfel ea îi pune lui niște probleme. Iar aceste probleme îl provoacă pe bărbat. Și bărbații răspund la provocări instinctual, întotdeauna. Și aceea ca femeie ai de învățat acest lucru în ziua de astăzi, să știi și tu ce să faci cu libertate, să ai libertățile tale. Și atunci s-ar putea să mai discuți cu bărbatul respectiv mult timp. Da, cumva mă gândeam că asta ar fi varianta potrivită față de cea în care odată ce începe o relație, o femeie îi îngrădește din ce în ce mai mult libertatea. De ce nu vii acasă mai devreme? Da. Dar păi, eu ce fac weekendul ăsta dacă ești plecat în delegație? Și ajungi pur și simplu să-l faci pe omul celălalt să te simtă responsabil de toată viața ta. Nu să fie fiecare responsabil de viața lui și împreună de o relație. Dacă el vine târziu din deplasarea lui și tu rămâi cu copiii acasă, ai de făcut un lucru foarte simplu. Să iei copiii sau să-i lași cu o rudă și să pleci și să te întorci după ce a venit el. Okay? Și atunci se schimbă discuția. Uh-huh. Începe el să te întrebi, dar tu ai fost. Și tu trebuie să-i răspunzi cam așa, undeva. Și din nou se lansează, cum undeva are nevoie să știe, are nevoie să controleze, iar tu dozezi acest lucru, această nevoie a lui. Și încep să fii respectabilă, încep să contezi. Nu mai ești o ființă implicită care e acolo, sigur e acolo, știu ce urmează să facă și ce să zică, găsesc soluții. Exact, asta e foarte interesant pentru că văzusem recent într-un podcast, tot așa vorbindu-se despre relații, că o relație nu trebuie să fie nici așa, adică două cercuri separate, nici suprapuse, ci ar trebui să intersecteze undeva, dar să se păstreze în continuare libertatea individuală în afara relației. Identitatea persoanei, sigur că da. Adică eu continui să spun că orice persoană care intră în relație trebuie să intre ca persoană întreagă, nu ca jumătate. Nu să așteptăm o cârră, celălalt să vină să ne completeze. Astfel încât să-i produci senzația foarte clară că da, poți să trăiești fără el. E foarte important. Da, dar alegi să fii pentru că da. Na, ești fericit. Mhm. Bun, o încheiere care ne dă speranță totuși. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și că mi-ați permis să vă exploatez intelectual pe tema relațiilor și sper să avem ocazia să mai vorbim. Vă mulțumesc! Cu drag! Mă bine! Întrebăm ca să știm. Ascultăm ca să înțelegem. Discutăm ca să descoperim și astfel să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Suntem prinși în întrebare și căutăm răspunsuri. Urmărește dezbaterea. E despre tine, e despre mine, e despre noi.